trei angajați ai unei firme specializate, însoțiți de mai mulți polițiști locali, a căror utilitate s-a simțit imediat, au pornit vineri dimineață în căutarea câinilor comunitari din Giurgiu. Și nu a fost nevoie să caute mult, pentru că toate zonele orașului sunt pline de astfel de animale, ce devin tot mai agresive. Acțiunea a început în zona centrală a orașului și nu a fost deloc ușoară, pentru că în unele cazuri, așa zis și iubitori de animale, au sărit în apărarea câinilor vagabonzi, ajungându-se chiar și până la blesteme împotriva celor care participau la această activitate. Nici tabăra celor care sunt împotriva câinilor vagabonzi nu s-a lăsat mai prejos, sărind în ajutorul hingherilor. În alte zone s-a ajuns chiar la violențe fizice. Asta nu i-a impresionat însă pe angajații firmei de ecarisaj, care și-au continuat acțiunea, derulată în piața centrală și piața teatrului, dar și printre blocurile din zonă, pe pietonalele din centru și de pe strada Gării, dar și la policlinică și în Tineretului. Câinii adunați de pe străzi sunt duși într-un adăpost special. Pentru acțiunea care s-a demarat începând cu data de ieri, am trecut la strângerea tuturor câinilor care sunt fără stăpân, câinilor, cum să zic, comunitari, acelor care sunt agresivi, cei care nu sunt, care nu au curățoalierul, deci care nu sunt identificați, și acestea vor fi duși în acest adăpost care a fost amenajat în scopul strângerii câinilor și cazărilor. Și cum există posibilitatea ca printre animalele ridicate de pe străzi să se afle și câini ce au stăpân, iar stăpânul vrea să îl recupereze, aceștia trebuie să se adreseze serviciului specializat. Pot adresa la societatea comercială peisagistică și spații verzi pe care o conduc, care este în Alea Plantelor numărul 25, la sediul ADP-ului, iar beneficiarul care va dori, deci proprietarul, va veni și va ridica câinele pe bază de proces verbal de aici. Astfel de acțiuni vor continua până la eradicarea tuturor câinilor comunitari de pe străzile orașului. Firma cu care colaborez, care am un contract de prestări servicii, a stabilit ca zilnic să strângă cel puțin 15-20 de câini. Pentru început, săptămâna viitoare vor fi în Giurgiu 4 sau 5